Salut tuturor, eu sunt Teddy și bine v-am găsit pe noul meu canal de YouTube. Sunt foarte entuziasmat pentru că YouTube-ul ocupă o parte importantă din viața mea. Mi-a schimbat viața într-un mod radical și cred că este un loc perfect unde poți să-ți exprimi sentimentele și ideile, o sursă extraordinară de informație și de divertisment. Și eu asta îmi doresc să fac, cel puțin. Să-mi exprim sentimentele și ideile și cred că este locul perfect pentru acest lucru. Și prin intermediul acestuia să vă ajut pe voi și în același timp să mă ajut și pe mine și să creștem împreună. Cam așa începea, acum mai bine de 6 ani, primul meu videoclip de pe YouTube. Uitându-mă acum din nou la videoclipul ăla, îmi dau seama că ce am spus acolo încă este valabil. YouTube a ocupat un loc important în viața mea. Și simt că este cam singurul lucru care mi-a dat cu adevărat un sens. De ce? Pentru că atunci când mergi într-un oraș, în orice oraș din România, mergi pe stradă și te oprește lumea să strângă mâna, să spună că i-ai ajutat cu lucrurile pe care le-ai spus, chiar dacă online, e un sentiment greu de înlocuit. Simți că nu ai trăit degeaba și practic asta a fost YouTube-ul pentru mine. Poate mai sunt câțiva dintre voi care încă sunt abonați la canal, deși n-am mai postat de mai bine de un an, care se întreabă dacă spui toate astea și YouTube-ul a însemnat ceva pentru tine, de ce te-ai oprit? De ce n-ai mai postat de mai bine de un an? Păi sunt câteva motive, printre care a trebuit să termin facultatea, multe examene, a trebuit să găsesc noi metode de a mă susține financiar, YouTube-ul n-a fost niciodată una. Dar poate cel mai important motiv este că îmi pierdusem pasiunea de a posta. Vorbeam despre aceleași subiecte, abordam aceleași topicuri și devenise puțin plictisitor. Îmi consumasem ideile și lucrurile despre care voiam cu adevărat să vorbesc, chiar dacă continuam să postez, o făceam fără pasiune, iar asta se vedea. Dar acum, după mai bine de un an, simt că am din nou lucruri în mine, lucruri care mă frământă și vreau să le scot afară. Aveam nevoie să dau un pas în spate, să trăiesc puțin și să acumulez noi experiențe ca să vin cu un aer nou, dar totuși familiar pentru voi cei care mă urmăriți de la începuturi. Știu că nu o să mai am la fel de multe vizualizări ca înainte, dar celor care mă urmăriți încă de la început, vă mulțumesc că încă sunteți aici și îmi doresc să atrag din nou cât mai mulți oameni care găsesc valoare în ceea ce zic. Dar ca să fac asta, sunt conștient că trebuie să postez conținut de calitate, iar asta o să încerc să fac. Așadar, la ce content te poți aștepta pe viitor? O să schimb puțin focusul clipurilor în sensul că vor fi teme puțin mai interesante pentru tineri adulți, 18-26. Spre deosebire de înainte, când temele erau dedicate în special adolescenților. Nu uit de adolescenți, o să vedeți în continuare videoclipuri despre cum să vorbești cu fete și lucruri de genul, dar vreau să vorbesc puțin mai mult despre subiecte mai serioase, precum antreprenoriat, educație financiară, lifestyle sau probleme de ordin psihologic. Adică probleme cu care tinerii care abia pornesc în viața de adult se confruntă. De ce? Pentru că pot să vorbesc cu interes și cu pasiune doar despre lucruri cu care și eu mă confrunt în prezent, în viața de zi cu zi. Când vorbești despre lucruri din trecut peste care ai trecut, pasiunea nu mai e aceeași. Dar când ești acolo, în mijlocul bătăliei și te confrunți și te chinui, atunci e mai distractiv. Și scopul canalului ăstuia este să ofere noi perspective din care să învățăm împreună. De asta îmi doresc să aduc mai mulți oameni lângă mine cu care să și discut, să fie un dialog. O să vedeți și noi parteneri de care nu am avut parte până acum. I'm back, baby! Se simte bine. Se simte bine să încep din nou să postez și, sincer, mi-a fost dor. Mi-a fost dor să vă citesc comentariile, mi-a fost dor să citesc mesajele de pe Instagram, mi-a fost dor să mă întâlnesc cu voi pe stradă. Să începem.